copilăria. Acum 30 de ani a apărut teoria igienei, care ne spunea că un copil nu trebuie ținut perfect curat, ci expus mediului natural la care suntem adaptați. Dar suntem adaptați zonelor rurale, nu orașului. Haideți să facem demonstrația! Paraziții intestinali. Am evoluat alături de ei. Care îl protejează și de infecții digestive cu bacterii patogene, dar și de dezvoltarea bolilor alergice și autoimune. Pentru că, deși par două direcții diferite, au cauze comune. Se pare că au un rol protector acești paraziți. Pericolul asupra sănătății în general nu este mare. Adică pe vremuri toți copilașii aveau ascariți. Adică limbrici. Paraziții intestinali conțin proteine asemănătoare cu cele din arahide. Se știe clar că cei expuși la paraziți intestinali în copilărie nu vor dezvolta alergie la arahide. Hepatita A. 99% din cazuri sunt ușoare, unele subclinice, adică nu știți că sunteți infectați. Boala este autolimitată, organismul reușește să elimine virusul. Dacă ați făcut hepatita A, scade din nou riscul de a suferi de alergii, ori boli autoimune. Nu ne speriem de boală, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să ne luăm toate măsurile de igienă. Căpșunile, că e sezonul căpșunilor, aceste alimente, înainte de a fi consumate, trebuie spălate, chiar și pepenii. Chiar și salata verde, dacă stăm bine să ne gândim, crește pe pământ și ar putea fi contaminată. Ne referim la pământ contaminat cu fecale sau cu urina, exact. Cu urina unui om bolnav de hepatită. Exact, exact. Așa e, exact. Aceste hepatite se pot transmite pe cale digestivă. Hepatita A nu e doar boala mâinilor murdare. Dacă mâncați legume ori fructe care au atins pământul și nu au fost spălate, virusul se poate transmite. Infecțiile respiratorii ale copilăriei. Aglomerarea urbană crește numărul infecțiilor respiratorii, dar și poluarea asociată marilor orașe. Un copil nu răcește pentru că l-a tras curentul, ori pentru că a transpirat, ci pentru că a fost expus virusurilor cu transmitere respiratorie. Totuși, răcelile comune antrenează sistemul imunitar al copilului în direcția corectă și copilul trebuie să treacă prin ele. Când ne îngrijorăm? Când avem mai mult de 6 viroze pe an, deja mai ales la copii, trebuie să ne adresăm medicului imunolog pentru evaluare. Nu e normal. Cifra de 6 trebuie să o reținem, da? 6 infecții virale pe an, mai mult la copii. Necesită evaluare, pediatru, imunolog, alergolog. În Europa de Vest a fost eradicată tuberculoza, de aceea vaccinul BCG nu se mai face. În România, acest vaccin este primit de bebeluși în prima zi de viață, pentru că avem cazuri de tuberculoză încă, și nu puține. În țările în care se face BCG există și o incidență mai scăzută a bolilor alergice și autoimune, deci s-a observat și această corelație. Vaccinarea de tuberculoză, vaccinul BCG, care se face la noi în țară încă din prima zi de viață, având un rol de stimulare a sistemului imunitar într-o direcție bună. Ne bucurăm de mânuțe mici murdărite în mediul natural la care suntem perfect adaptați și ieșim cât mai des din oraș.